face parte din fișa postului. Da. Bun, al doilea accident despre care aș vrea să vorbim este accidentul unui membru al guvernului. Mă rog, în care a fost implicat un membru al guvernului, care într-adevăr nu era la volan, era pe bancheta din spate, dar arată că până și membrii guvernului sunt expuși la pericolele de pe șosea. Din păcate, toți suntem expuși. Din păcate, până și membrii guvernului, guverne care guverne în general și guvernul actual, dar guverne în general. A fost și cazul cu prim-ministrul Ungariei. Și cu prim-ministrul Ungariei. Și Lucian Bode, când era ministrul transporturilor, a fost implicat. Vorbim acum chiar de miniștri, că de alți membri din guvern, cu siguranță, sunt de multe ori implicați. Deci, oricine poate fi atins de acest flagel. Accidentul pe care l-a avut un ministru, o doamnă ministru, în fine, era în mașină, a fost cu vină zero a vehiculului în care era doamna ministru, adică n-au greșit cu nimic. Mașina în regulă, șoferul, SPP-ul, centură de siguranță, totul. Doar că aici au contribuit, să zic, două lucruri din punctul meu de vedere. Unu, lipsa de pregătire a șoferiței care a lovit mașina, în sensul că n-a acordat prioritate, n-a fost atent, n-a fost, deci un șofer nepregătit a produs accidentul, nu intenționat, nu, dar n-a știut cum să circule. Și doi, infrastructura, așa cum am mai discutat, mașina SPP-ului în care era ministru, s-a răsturnat într-un șanț de ăla super periculos, zidul morții de pe marginea drumurilor din România, și s-a răsturnat și foarte aproape de un cap de pod. Adică norocul a fost că au suferit, să zic, numai de răsturnare, nu și de oprire în podul ăla.